Doi tineri surprinși în timp ce circulau în București cu 150 de km la oră au rămas fără permis de conducere și sunt cercetați de polițiști. Oamenii legii îi acuză de participare în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice, după ce i-au surprins pe șoseaua Gării Cățelu noaptea de vineri spre sâmbătă. Două vehicule se aflau oprite în banda 1 și 2, având motoarele pornite și ocupanții la volan. La scurt timp, acestea au demarat brusc, iar polițiștii au înregistrat deplasarea lor cu o viteză de aproximativ 150 de km la oră, anunță brigada rutieră. Polițiștii au pornit în urmărirea lor, reușind oprirea și identificarea celor doi conducători auto, în vârstă de 27 și respectiv 22 de ani, din București.